Reprezentanții Companiei Regionale de Drumuri și Poduri Craiova susțin că doresc să deschidă circulația pe acest sector de drum până pe 30 iunie 2023. Deocamdată se intervine pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil. Sunt zone în care stratul de zăpadă atinge și 4 metri, așa că intervenția este greoaie. În acest moment, sectorul de drum între Rânca și Obârșia Lotrului este închis pentru toate categoriile de autovehicule.